spune, te rog, despre planuri de viitor, eu știu, single-uri noi, ce pregătești, ce ne pregătești, să zic așa, pentru următoarea perioadă. Da, uite, piesa Singur în Doi este o piesă pe care mi-am făcut-o cadou de ziua mea, care a fost în septembrie. Super, super piesa, îmi place cel mai mult, cel mai mare fan. Mersi, mersi frumos! Acum de Crăciun să-mi fac un alt cadou, un nou single pe care o să-l lansez undeva în luna ianuarie. Încă mai caut pentru că am câteva variante. Am vreo două piese în română, vreo două piese în engleză. Toate mie îmi plac foarte mult și mă implic destul de mult în sentimental în piesele mele și majoritatea pieselor sunt așa o fărâmă din viața mea și tocmai de asta e cu atât mai complicat la mine. Și nu mă hotărăsc ce piesă să lansez, dar până în ianuarie o să știu. Cine știe, poate te ajută fanii forfan.ro sau nu te-ai gândit să pui pe Facebook să te ajute fanii în alegerea următorului single? M-am gândit și la treaba asta, dar prefer să păstrez surprizele, pentru că dacă eu acum pun pe net 4 piese și să alegem una, practic o să alegem o piesă la care să fac clip și ei le vor ști pe toate. Și nu vreau să fac așa, vreau să le dau oamenilor câte o piesă, câte o piesă. Ca să-i țină aproape. Unde te mai vedem în continuare? Eu știu, un concert cât de curând. Păi o să încep pe undeva prin februarie, cred eu, februarie-martie, odată cu Ghiocei. O să încep și eu din nou să intru împreună cu trupa mea de live, să intru în cluburi, pentru că în perioada asta am mers foarte mult pe evenimente private și oamenii au început să ne ducă doar în cluburi. O să revenim acolo. În afară de asta, prin zona Moldovei, mă vedeți destul de des împreună cu Opis Band. Ei sunt din Iași și lucrăm împreună. În afară de asta, ce să zic, single-urile o să ne apropie din ce în ce mai mult și de acolo pleacă totul. Îmi doresc liniște împreună cu oamenii pe care eu îi îndrăgesc. Nu sunt genul care să-și dorească lucruri extravagante și cred că lucrurile de valoare vin din oamenii pe care i-ai alături. Ok, noi îți mulțumim pentru interviu și urăm împreună cititorilor redacția For Fun sărbători fericite și numai bine. Vă mulțumesc și eu, Crăciun fericit și să vă distrați de Revelion.